Inspectoratul Județean de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier a desfășurat 211 controle în trafic, verificate fiind 2531 de autovehicule de transport mărfuri perisabile și neperisabile, transport persoane, precum și de autovehicule școală. Inspectorul șef județean Mircea Stan a declarat că în urma acțiunilor de control au fost constatate 284 de deficiențe și s-au aplicat 284 de sancțiuni contravenționale în valoare de 1,450 de milioane de lei. Operatorilor de transport străini care au au tranzitat teritoriul județului Suceava, li s-au dat 10 amenzi, sancțiuni, însumând 56.500 de lei. Totodată, inspectorii rutieri au suspendat 14 copii conforme ale licenței de transport, dintre care 3 pentru defecțiuni tehnice. Lucrătorii specializați ai Inspectoratului Județean de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au avut 117 și controle de la sediile operatorilor de transport la activitățile conexe transportului rutier, școlile de conducători, auto și centrele de pregătire și perfecționare în transporturile rutier Conform inspectorului șef Mircea Stan, în timpul verificării au fost descoperite 298 sancțiuni, operatorii în cauză fiind amendați cu un total de 1,63 milioane de lei. Inspectorii rutieri au constatat abateri de la legislația privind transporturile, timpii de conducere și odihnă, regimul drumurilor, transportul mărfurilor divizibile, tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale, cât și de la normele privind transportul mărfurilor periculoase. Pe de altă parte, în intervalul 25 mai 1 iulie 2013, au fost organizate mai multe acțiuni. Mixte cu ai Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare și Poliției Rutiere, acestea având ca obiectiv principal legalitatea transportului de material lemnos și respectarea de către transportatorii și furnizorii de lemn a maselor totale maxime autorizate și dimensiunilor de gabarit, verificările s-au lăsat cu 33 de sancțiuni contravenționale în sumă de 640.000 de lei.